Elevii de la școala gimnazială Petre Sergescu învață de acum în condiții moderne la standarde europene. Unitatea de învățământ a fost reabilitată de primăria municipiului Drobeta Turnu Severin cu fonduri europene. Iar de acum, atât dascălii cât și elevii se pot bucura de o clădire modernă cu un mobilier nou și laboratoare dotate complet cu echipamentele necesare. Este dotat după ultimele standarde, dar așa este, aveți dreptate. Am primit 20 de calculatoare pentru acest laborator, cu 20 de băncuțe, cu 20 de imprimante. Este exact ce fiecare copil poate lucra în liniște, fiecare copil de la are ce trebuie. De la ce clasă se face informatică? De la 5-8, de la gimnaziu. De la clasa 5-a. Da. De la clasa 5-a până la clasa 8-a. Gimnaziul o să funcționeze aici cu acest laborator dotat, așa cum se vede. Da, foarte frumos arată, să știți, și clasa și laboratorul. Și mobilier nou, deci, și tablă nouă. Și... Nu este nicio diferență între această clasă și orice clasă din vestul Europei. Nu, așa. Totul este la standarde înalte. Chiar ne bucurăm că v-am putut ajuta. Lucrările ample desfășurate la școala gimnazială Petre Sergescu a inclus intervenții precum termoizolarea corpului de clădire existent și înlocuirea instalațiilor termice, electrice și sanitare. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a pus pe primul loc educația. De aceea realizează lucrări de reabilitare și modernizare la mai multe unități de învățământ din municipiul nostru. Mă bucur că suntem aici, mă bucur că a reușit constructorul să se țină de cuvânt și să... Putem intra în clase, după cum vedeți, deja copiii, o parte din clase au intrat, o parte vor intra după sărbători. Deci școala generală Petre Sergescu, școala numărul 4, cum o știm noi, este gata din punct de vedere al investițiilor făcute. Vorbim de o investiție de peste 1 milion de euro, o parte, 3 milioane și aproape 4 a fost făcută pe fonduri europene, 1 milion și a pus primăria. Am intrat și am reabilitat-o atât pe exterior, am reabilitat-o din punct de vedere energetic, am făcut-o prietenoasă cu mediul, în sensul în care putem să se va consuma mult mai puțină energie, dar am refăcut tot ce înseamnă instalație termică, electrică, sanitară, am intrat în clase, am reabilitat parchet nou, le-am vopsit uși noi, ferestre noi. În același timp, din punct de vedere al condițiilor ISU, da? Deci ce înseamnă detecția și apărarea de incendii, școala este pusă la punct din toate punctele de vedere. Ați văzut, astăzi se cere acest lucru, ca incendiu, apărarea de incendiu și tot ce înseamnă detecție să fie bine pusă la punct. În același timp am dotat și cu mobilier laboratoarele de fizică, de chimie, cel de informatică unde ne aflăm acum este dotat cu calculatoare de ultimă generație. Într-un cuvânt, școala generală 4 poate arată acum ca orice școală din România modernă și poate vorbeam și mai devreme, putem face față cu acest laborator de informatică, inclusiv școlilor din vestul Europei. Standarde înalte, copiii noștri trebuie să aibă cele mai bune condiții să poată să învețe. Educația a fost una din prioritățile mele ca primar. Continui să investesc în sistemul de învățământ. Ieri am fost împreună la liceul Decebal, astăzi la școala generală numărul 4. Sunt extrem de bucuros că ceea ce mi-am propus în acest an reușim să ducem la sfârșit. S-au înlocuit ușile, ferestrele, iar în clădirea modernizată a fost montată instalație de detecție și stingerea incendiilor pentru a obține autorizația de funcționare ISU, detectoare de fum, lămpi pentru evacuare, hidranți, centrală de alarmă, uși antifoc. Acolo învață peste 500 de copii. Modernizarea era foarte necesară, în primul rând, pentru copii. Pentru totul este în beneficiul copilului. Noi tot ce facem, încercăm să facem beneficiul copilului, în atrage cât mai mulți copii. Este o școală, cum se spune, într-un cartier, nu e o școală de fițe. Și de aceea noi ne-am preocupat de dotare, de modernizare și de tot, în ideea de a atrage cât mai mulți copii să învețe în această școală, pentru că avem profesori, avem cadre didactice foarte bine pregătite. Avem copii olimpici la etapa națională, la matematică și la română. Deci, să nu mai vorbim de celelalte materii. Dar este, matematica este o materie foarte importantă și de aceea am zis că am ajuns la etapa națională. Această unitate a fost modernizată
cu 26 de săli de grupă, a fost dotată cu mobilier, cu aparatură IT, constând în imprimantă, calculator, videoproiector pentru fiecare clasă, mobilier nou, cu scaune și cu tot nou, parchet, deci tot ce ține de modernizare este completă. Școala are de acum mobilier nou și echipamente IT de ultimă generație, inclusiv calculatoare, imprimante, videoproiectoare și table școlare. Lucrările de reabilitare și modernizare a școlii gimnaziale Petre Sergescu s-au realizat cu fonduri europene, în valoare de peste 1 milion de euro.